GoPro-ul. Ce anume? Mă trezesc pe YouTube cu GoPro-ul ăla. Da, la Liviu Muntean, acolo. Dacă doriți să apăreți, desigur. Dacă nu, vă blurez fața. Nu vreți? Când doriți. M-ai invitat. Când doriți. Ce anume? Da, cu glovă, cu de-asta. Da, primit un avertisment. Încă nu aveți dumneavoastră. Ok, semnezi undeva? Okay. Semnezi undeva? Da. Deci prima dată spuneți dacă aveți la de obiectat. Nu, nu. Mulțumesc. Gata, prieteni, am ajuns și noi la Fortul Chitila. A fost un drum groaznic. Ne-am băgat pe aici. O să vă las videoclipul acela cu fantoma unde s-a filmat videoclipul acela. Era pe TikTok. TikTok. Vedeți Fortul Chitila acolo, nu știu dacă se vede. O să vă dau eu zoom dacă nu se vede. Am ajuns, prieteni, e horror. O să-mi pun GoPro-ul pe mine aici agățat și îl vom explora împreună. Sunt și eu curios ce se află pe aici. Am văzut că toți vloggerii au venit la fort aici și au filmat. Se zice că e bântuit de fantome de astea, habar n-am, sincer. Oricum arată groaznic, zici că e un castel așa. Mă și bâlbâi de frică. E foarte fric, frate, nu era decât Adidas și ăștia. Da, rămâne de văzut ce să fie înăuntru, sunt curios și eu. O să intrăm acum să-l explorăm, rămâneți până la final și vizionare plăcută. Că vedem. Băi, nu știu dacă o să vadă pe filmare cine știe ce. Bă, fraților, noi am intrat. Faza e că e namol, e urât. Mamă, frate, uitați ce e aici pe jos. Uitați ce e aici pe jos, băi. Mamă, deci dacă mă duc în cap, stai așa. Stai, băi, și cu mine. Să moară, baby, dacă ești aici. Bă, unde ești, mă? Bă, ăsta m-a lăsat singur, mă. Oscare? Bă, du-te, dracu, să te ai. Unde te duci, mă, frate? M-a lăsat singur pe aici. M-am făcut varză. Vai de capul meu. Bă, hai, mă, să stăm uniți, mă. Unde te duci, dracu? Stai și cu mine. Vine ca în lumina asta puternică de la... Mamă, ce-i pe aici? Hai să luăm fiecare chestie în parte. Ce-ar fi să fie cineva aici să îl găsești sponsorat să-mi bată tata de la... Glumesc, mă, și eu. Glumesc, vă dați seama. Mamă, frate, e așa de horror. Și s-a lăsat un fric de ăsta. Te iubesc, Asteca. Văd fire aici, totul e în paragină. Te am, dar nu mi-ajungi. Mamă, e așa de satanic. Bă, unde ești, mă? Aici. Unde? Aici. Mi-e frică, mi-e teamă de oameni, nu de altceva. De ce n-am fost? Auzi ce scrie acolo, de ce n-am fost? Ce bată lumina asta, bă? Așa, încoace, nu știu. Încoace, mai avem și în stânga. Bă, nu e așa de... Așa se verifică zona. Fiecare în parte. Aici semne obscene, nume. Eu nu mai punem pe toate cablurile mâna, mă. Nu ferește, are electricitate în el și te uiți dacă are cupru, țigane. Bă, și ce-ar fi aici să fie o groapă? Păi, asta e ură de regăsire, dar vezi tu... Dar vezi ce mică e? Nu, atenție, hai mai aici. Uite-te și tu ce, ca să vezi ce bine e, deci... Grosimea, mă refer grosimea. Băi, eu zic că aici e groapă. Da. Păi de-aia e și pusă placajul. Păi și de... Că nu stăm amândoi pe placajul.
Fii atent, uite-te și tu aici. Asta e gen fereastră, gen gură de aerisire. Dar vezi ce mică e? Da, uite, nu că ce mică e, dar ce grosime de perete are, ca să nu pătrundă... Câte cărămizi? Una, două, trei, pe patru, cinci... Și stai să le numere așa, tu nu... Mamă, are 30 de cărămizi grosime. S-a auzit ceva, frate. Ai auzit și tu? Nu, no, ai numit atenție. Mi s-a părut că a strigat cineva. Cred că e de la... Nu mai e lumina? Jură-te! A, mea ține, frate. Ce pică are încă, ia bătă încolo trebuie. A, e umbra aia de ușa, am înțeles. Mamă, dar ce mic e aici. Tibere și pupici, frerul și țicăne. Semn satanic. Vrei blițe de la telefon? Și ușor bate și înainte îmi bătea tare. Bă, de ce n-ai luat-o pe aia, mă? Uite, nu că aia ta nu e bună. Nu contează, trebuie să o iei. Aici e înfundat. Fii atent, mă, ți-o și tot aici. E înfundat? Nu e înfundat. Păi, dar cu capul făcut-o, mă, să mor eu. Deci, în col, erisire și tot așa mai departe, mă, și de aia. Dar m-am fost deștept și România. Aici când împușcă cu din alea mari, nu pătrunzi aici, nu pătrunzi cu din mari. Asta ai seama. Cât a zis la altfel de oră. Te văd cum sunt eu atât de mare și eu nu intru. Dau cu capul. Bă, aici se face și mai mic, ești nebun? Da. Când o să l-am pe ăsta pe roșu, o să zic, mamă, ce mic. Mamă, frate. Bă, ești nebun? Ia uitați-vă ce s-a. Și aici e înfundat, nu? Și aici e înfundat. Ba nu e înfundat. Mamă, dar câte d-astea, bă. E ca un labirint. Ca un labirint, băi. E atât de straniu. Uitați-vă cum se micșorează pereții. Aici la fel. Urmea să mărește. Deci că te învârți în cerc. A, du-te, dracu, să te... Hai să mă urcăm pe aici. Ce-ai făcut? Te uiți tu când se face roșie lumina asta, gata, am tăiat-o. Că nu o să mai am nicio baterie. Uite. Bă, dar ești picură, frate, e apă. Ce prost ești dacă... Marș! Mamă, uite! Mai pup, frate. Bă, tu ești prost, mă. Bă, nu mai pleca, mă, de lângă mine, bă. Doamne. Bă, bă, ăsta-i... Haide, că am doar inima, nu mai fot. Bă, fraților. Ia taci. Ia taci, s-a zis ceva. Ai auzit și tu? Fii atent. Am explorat de cât jumate. Ce atent. Locul ăsta să nu-l uităm. Trebuie să venim înapoi aici. De ce? Adevărat? Da, trebuie să ridicăm... De ce, mă, ce-i cu locul ăla? Zic eu, mă, ridicăm zona. Am venit aici, da? Așa. Zona asta, fii atent, ascultă-mă. E că poate ne pierdem. Și pe urmă și în partea și pe urmă de toată lumea care ce mai vreau? Ai vreo comoră pe acolo? Ce-i pe aici? Cu YouTube-ul au de tată. Păi ia vezi că ăsta nu ține mult. E că poate ajung pe aici. Ce? Nu poți să intri. Cred că da. Dar te auzi cum
Uite, bă. Uite, mă, că poți să ajungi. Bă, e foarte interesant. Aici suntem fix în mijloc. E foarte interesant că... Fii atent, să ții minte locul ăla unde trebuie să-l întoarcem, da? Da, mă, nu, dar ce-i cu locul ăla? Au toate inscripțiile pereții ăștia. Băi, cam... Cum este fortul, frate? Am vizitat, cred că mai mult de jumate. Ok, până aici m-am oprit, da? Ok, ce-i acolo? Aici m-am oprit eu, da? Da. Mergem înapoi și formă mă duc înapoi. Bine, dar ce-i aici? O să vezi. Mă duc eu în față. De ce? Ce, mă, ce-i acolo? Dacă vrei, du-te. Zic de ce. Acum știu eu de ce, zic că cu fantomul, cu globozul ăsta. Hai să ne grăbim, frate, pentru că... Hai să intrăm de pe acum, eu zic. Unde se intră? Că să nu rămân fără baterie. Păi mai trebuie să ne ducem și încolo, da? Tot, cred că ca tot. Dar ne mai trebuia încolo, că întotdeauna când intri în zona... Da, dar hai să-l terminăm pe ăsta. Păi nu-l termin pe ăsta, că ca să-l termin pe ăsta trebuie să verifici și locul încolo. Da? Păi stai, mă, frate, vine gen și pe aici? Da? Ce, mă, ce-i cu locul ăsta? Ce? Bă, ești nebun! Mamă, frate, coboră în jos! Nu știu dacă se vede pe filmare, frate. Fii atent, dacă vrei, mă aștepți aici, dacă nu vii cu mine. Trebuie să verificăm locul în partea aia. Ca să mă asigurăm. Eu nu intru aici. Nu, frate, bă! Nu intrăm, frate, e prea periculos. Faz, bă, rămânem fără baterie, mă. Băi, fraților, partea a doua acolo în comentarii. Nu uitați de un like acolo, balanaos. Ca să facem și partea a doua. E prea periculos, frate, că nu mai avem nici... Nu mai avem nici lumină, mă. Faza e că e tunel pe sub pământ pe acolo. E mult prea periculos. Periculos acum. Și nu știu dacă ține... Bă, tot ia când frică. Nu intra, bă. Ține. Bă, zic să nu intri. Bă, nu fi nebun. Bă, ia uitați-mă, fraților. Haideți să dăm un like pentru el. Ia. Țin, mă? Țin astea? Ce e, mă? Mă, și cum vine mai pe aici? Ce? Cum vine mai pe aici? E interesant aici. Coai, mamă, dar fii atent aici. Uite cât a... Ia uite la... Uite cât a grosimea de la tine până aici, la unde... Are un metru jumate, doi, cam așa. Coai, uite cât a mortat. Adevărat, să mă bată tata de nou. Da, era antiatomic. Da, cu aia, ca să vezi și tu. Mă, dar cum cu până jos? Bă, știi care e faza nasoală? Tu până acolo nu mai ai trepte. Nu mai nimic. Cad în... Deci, uitați-vă că el nu mai are cum să ajungă jos și el ajunge jos și de acolo nu mai poate. El dacă ajunge jos, el nu mai poate să urce. Dar ce interesant e, mă, urcați așa jos aici. Nu știu dacă se vede pe filmare. Dar el nu mai are trepte mai jos. Și vezi că șcioburi gen acolo jos, doar că ca să mai urci tu nu mai poți. Asta e nasol. Mamă, frate. Aici nu e interesant, dar acolo nu vezi. Da. Tare, păi și ce e acolo? Locuri, dale, intrări, dale. Mamă. Adevărat, e mult, mult prea periculos. Până în jos, pentru că nu mai cum să urci, frate. Și îți dai seama să apară cineva pe acolo, tu nu mai cum te prinde gen la mijloc. Am rămas mai decât că am locul în locul și da. Păi stai că nu mai am, bă, n-am mers până în capăt. Hai că mergem în casă.
fum engine. Bă, dacă te intră, frate, aici e gata. Mi-a foarte mult chestia asta. Help, frate, scrie aici. Ha? Help scrie. Help. Bă, da, bă, tu vezi că noi am ajuns, fii atent. Bă, noi am intrat pe partea aia, pe acolo, și am ajuns aici, mă. Hai și aici. Și aici cred că iar se termină. Mamă, și acum asta apare în albă, taia. Ce-ar fi, mă? Ce mai fost pe aici? Am mai fost vizit pe aici. Da, mă, ce e interesant aici e faptul că sunt tunelurile alea pe sub pământ, care cred că nimeni de pe YouTube n-a fost, iar pentru că e foarte periculos, frate, și tu ajungi jos, doar că nu mai poți să te urci înapoi sus. Ce ai rămas jos acolo. Da, jos. Cum? Dacă te uiți în acolo... Uite, pe aici n-am fost. Ba da, am fost, că de acolo am venit deșertul. Da, prieteni, sper că v-a plăcut acest episod horror în Fortul Chitelei. A fost un labirint fain. Nu s-a întâmplat aproape nimic, decât niște sunete ciudate și atât. Dacă mai vreți pentru partea a doua, nu uitați să rupeți butonul de like pentru Oscar și pentru mine. Nu uitați de un share la prietenii voștri, un follow pe Instagram și la mine și la Oscar. Aveți primele două linkuri în descriere. Cu voi a fost Liviu și Oscar. Pe data viitoare, pa, băi, băieți, pa, pa!